Fișa de admitere la liceu a fost publicată de inspectoratele școlare, potrivit calendarului admiterii de liceu 2022. În perioada 14 iulie, elevii de clasa 8-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui. Se dă startul înscrierilor la liceu. Între 16 mai și 3 iunie vor avea loc ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la școală sau prin mijloace electronice. Regulile și calendarul pentru organizarea sesiunii de admitere la liceu în 2022 au fost stabilite de Ministerul Educației. Repartizarea computerizată va fi în 14 iulie. Până atunci, elevii de clasa a 8-a vor susține examenul de evaluare națională, al cărui rezultat contează în proporție de 80% la media de admitere în liceu. Propunerea noastră ca și cifră de școlarizare a fost transmisă în timp util la Ministerul Educației și asigură cuprindere de 100% a absolvenților claselor a 8-a. Din tot județul avem 61 de clase pentru învățământul liceal, avem 16 clase de învățământ profesional, 8 clase de învățământ seral și 4 de frecvență redusă. Totodată am stabilit numărul exact de locuri pentru elevii romi și pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Va urma generarea codurilor pentru fiecare disciplină, pentru fiecare filieră, profil, iar în perioada următoare, pe cifra propusă, noi vom crea broșura. Broșura este finalizată, este gata de tipar, dar trebuie să primim aprobarea cifrei de școlarizare de la Ministerul Educației. Avem stabilite și centre speciale de admitere pentru cazurile speciale din alte județe sau alte cazuri speciale care pot apărea la Liceul Tehnologic Lorin Sălăgean. Înscrierile pentru admiterea la liceu în 2022 încep în 4 iulie, însă cei care vor să dea admitere la liceele de artă cu profil sportiv, pedagogic sau teologic, unde se susțin probe de aptitudini, dar și cei care vor să fie incluși în clase cu predare în regim bilingv, trebuie să se înscrie din 16 mai pentru aceste testări. Copiii care trebuie să dea probe sportive sau de aptitudini au centre speciale, respectiv Colegiul Național Pedagogic și în zona Orșova, liceul din Orșova, liceul teoretic. Vom stabili în perioada următoare acele centre zonale, suntem încă în termen, stabilim centrele zonale unde copiii vor începe să își depună completate fișele. Următoarea etapă începe în 4 iulie, 4-11 iulie și presupune faptul că elevii împreună cu părinții și diriginții vor completa acele fișe de admitere unde ei își trec opțiunile în ordine. Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a 9-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 20%.